Salutare și eu, sunt la un nou video pe canal. Astăzi vreau să vă arăt cum îmi hostez eu website-urile, de ce mi le hostez așa, de ce am ales așa, așa că hai să mai stăm la palavre și să-i dăm drumul, da? Avem un tutorial foarte lung, așa că discutăm pe parcurs. Bun, în caz că vă întrebați ce naiba este chestia asta verde, am comandat un chroma key, un green screen și din păcate mi-a ajuns rupt aici, da? Așa că ceea ce va trebui eu să fac acum este să-i dau return, să-l trimit, să mi se dea bani înapoi și bineînțeles să comand alta. Era ideea că era foarte bun, dacă observați, exact cât îmi trebuie mie, dar din păcate este rupt și nu îl pot folosi. Bun, probabil o să ziceți, bă, de ce să mă chinui eu cu hostul, etc., etc. Ei bine, hai să ne gândim un pic. Un Raspberry Pi, îl am aici, este un Raspberry Pi 4. Un Raspberry Pi costă în momentul de față, în momentul în care eu filmez acest clip, costă undeva la 200 și ceva de lei. Un acest mini computer, pot spune, pot face foarte multe lucruri. Și haideți să vedem cât costă unul în momentul în care eu filmez și cât costă un același host cu aceeași, să zic, plus minus spațiu de stocare, cât costă ca să îl închiriez, da? Așa că vom intra de pihat.com, ne ducem la Raspberry Pi, Raspberry Pi Boards, bineînțeles aleg Raspberry Pi 4. Vreau să vă spun doar atât, nu o să mai fie foarte, foarte mult timp în stoc, pentru că a apărut Raspberry Pi 5, deci na, înțelegeți ce v-ați văzut, da? Raspberry Pi 4 cu 4 GB de RAM e de ajuns pentru un blog personal, pentru un forum nu foarte populat, este 200, haideți să vedem exact cât este, google.com, 55 de lire în leu. Este 318 lei, da? Iar versiunea cu 8 GB, ceea ce eu o recomand, da, este în momentul de față 435 de lei, punem rotund, da? Bun, 435 în condiții în care ai 8 GB de RAM, în condițiile în care totul este ok, nu, un Raspberry Pi nu consumă mai mult de un bec, ca să înțelegeți, o priză smart nici nu îl detectează ca și consum, pur și simplu merge perfect, da? Iar un VPS, VPS este Virtual Private Server, da? Adică tu practic serverul fizic îl împarți cu mai multe persoane, da? Și mai avem aici dedicat, da? Hai să vedem un dedicat. Vreau să mai afișeze și prețul la dedicat. Deci un VPS în momentul de față, ne ducem pe Germania, bineînțeles poți alege tu oriunde vrei, da? Dăm un ping check, observ că serverele de pe Singapore, de pe Sydney, Los Angeles deja e un ping foarte mare, USA East este ok, să zic așa, mă rog, deci Montreal, Austria, Singapore, London sunt picate, da? În momentul de față au doar pe Germania, Dallas, vest și est al Americii. Avem un 2 core, deci țineți minte, pentru că Raspberry Pi 4 are, este quad-core sau quad-core sau octa-core, nici nu mai știu. Quad-core, da? Deci este un quad-core, atenție, ai practic 2 nuclee în plus, da? Deci avem un 2 core cu 8 GB de RAM, da? La 7,47 pe lună, da? Bineînțeles, bine, insta cu Ubuntu, asta ți le poți instala și tu fără nicio problemă. Și avem spațiu de 25 de giga. 25 de giga în condiție în care tu poți să-ți cumperi un card microSD de 32 de giga și merge perfect. Și bineînțeles cu o singură adresă de IP, un bandwidth de 500 de mega, deci ești limitat la viteză, să zicem că tu acasă ai gigabit, cum am eu, și nu ai nicio problemă, da? Și, bineînțeles, fără contract, fără asta, pentru că dacă nu respecti contractul, bineînțeles, vei plăti anumite penalități. Vorbim la un preț lunar de 6, 7,
7,47, da? Punem asta în leu, da? Și asta vine 43 pe lună, da? Bun, asta înseamnă că într-un an de zile, practic, ți-ai fi putut lua un Raspberry Pi. Și o să zici, bă, da, dar știi, e greu cu configurarea. Nu, tocmai de aceea fac acest tutorial, sunt tutorial foarte lung, așa că vă rog, luați o băutură lângă voi și, bineînțeles, haideți să vă arăt. La Raspberry Pi poți să faci cluster Raspberry Pi, da? Cluster înseamnă ceva de genul mai multe Raspberry Pi-uri acționate ca unul singur, da? Deci există chiar și carcase, există chiar și proiecte de genul. Sunt, uite, de exemplu, lumea deja le vinde pe eBay, 7,99 each, da, frame-ul, da, asta este frame-ul de 3D, adică nu ai de ce să-ți faci griji. În fine, ideea este că există cerere pentru chestia asta și lumea face chestia asta. Uite, how to build a Raspberry cluster, da, aici toți pași, practic, unul singur va fi conectat la network, după cum observi, da? Și la un SSD pentru care celelalte Raspberry Pi-uri vor comunica cu el, da? Și pe urmă toate într-un switch ca să comunice între ele. Atâta tot. Cam asta este diagrama. Ai nevoie de 8 Raspberry Pi-uri, 8 Pi hat, etc. Asta nu o să arăt acum, o să arăt după ce îmi schimb eu toate cablurile prin casă, poate o să vă arăt și clusterul meu. Este un cluster de 32 de Raspberry Pi-uri. Nu, pur și simplu nu îl pot arăta acum pentru că este foarte mare dezastru. Bun. Deci, revenind la tutorialul nostru, ne trebuie un Raspberry Pi, da? Decât să dau pe lună banii pe un BPS 7,47, adică 42 de lei, mai bine hai să ne uităm și la un dedicat. Dedicat adică înseamnă un singur server doar pentru mine, etc. Da? Avem 10 gigabit, ceea ce ne-a bătut deja, dar atenție, dacă tu ai gigabit acasă, nu îți trebuie mai mult pentru un site, o comunitate, etc. Da? Atenție, nu, nu servere, nu etc. Da? Bun, avem cea mai ieftină, văd configurație, mă uit așa în mare. Avem ceva cu 8 giga de RAM sau... Da, nu avem, din păcate, cu 8 giga de RAM, dar, totuși, hai să ne uităm un dedicat cu 32 de giga de RAM. Trebuie să zicem că dacă tu ții 4 bucăți din astea, tu ai 32 de giga de RAM, da? Ai un Intel Xeon, văd aici. Eu pot spune că Intel Xeon ăsta este un procesor destul de slab. Este un quad-core, da? Deci este un quad-core la 1,8. Iar Raspberry Pi este un quad-core la 1,5, da? Deci, ca să înțelegi, și mai ales dacă îți pui 4 în cluster, bineînțeles, vei avea un quad-core înmulțit cu 4, da? Deci 4 la 4 vine 16 core și, bineînțeles, 32 de thread-uri, da? Deci nu are treaba asta. Ai deja 8 GB de RAM LPDDR4, aici mai mult ca sigur ăsta suportă DDR3. Sunt convins că suportă DDR3. Da, DDR3, exact ceea ce am spus, acest procesor, deci ai deja RAM-ii mult mai vechi. Bineînțeles, hai să zicem că mai scazi spațiul, să zicem că ai nevoie doar de 500 GB, să-ți faci doar o comunitate, ai nevoie de doar 32 de GB și deja avem un preț de 35, hai că luăm pe ăsta cel mai ieftin, să zicem, 35,72 de lire, da? 35,72 de lire în leu. Punem. Este 206 pe lună, da? Adică 2000 de lei pe an, ceea ce e destul de mult. Bun, revenind, acum chiar începem tutorialul. Am închis asta, după cum observați, nu mai am nevoie. O să caut pe Google LAMP server Raspberry Pi. Avem aici projects raspberrypi.org. Ne învață exact ceea ce trebuie să facem ca să ne instalăm, bineînțeles, un WordPress. Probabil o să zici, bă, dar de ce am eu nevoie de un WordPress, de ce am eu nevoie de etc. Ei bine, hai să vezi. Să zicem că vrei să îți deschizi propria ta afacere. Propria ta afacere este nevoie de un
site, de o comunitate, de un forum, etc. De ce să nu folosesc chestia asta la tine? În caz că ți se strică, să zicem, un Raspberry Pi, pac, l-ai luat la înlocuit, ceea ce e foarte improbabil să se strice, dar am zis, și așa ai control 100% asupra lui. În schimb, dacă îți închidezi la o firmă, dai 200, da, nu te interesează că nu știu ce. Plus că au început să apară scammeri. Schemări, adică, domne, plătești o singură dată, nu știu, cere o sumă asta exorbitant, 600-700 de lire, adică 3.000-3.500 de lei. Domne, plătești o singură dată banii ăștia și o să ai serverul pe viață. Nu, este valabil doar un an de zile. Deci, care e ideea? Niciuna. În fine, ce trebuie să facem noi la Raspberry Pi ca să îl pregătim? Păi, în primul și în primul rând trebuie să scoatem microSD-ul și am eu aici o punguță cu sticuri. În această punguță cu sticuri am și în această pungă cu sticuri am și card reader-ul, da? Îl bag în Da, din păcate s-a stricat filmarea, nu știu de ce, cred că a dat eroare. Tot ce trebuie să faci este să scrii Raspberry Pi OS pe microSD-ul tău sau Ubuntu sau ce sistem de operare vrei tu. Eu recomand Ubuntu sau Debian, mai ales Debian pentru stabilitate. Așa că, da, în caz că nu știi, caută și tu pe internet, pe Google, cum să scrii microSD-ul cu Raspberry Pi, cu etc. Pur și simplu intri la ei pe site, descarci Raspberry Pi Imager pentru macOS, Ubuntu, Linux, Windows, etc. Selectezi ce Raspberry Pi ai, selectezi ce sistem de operare dorești, dai Ctrl, Shift și X ca să-ți setezi username-ul și parola ta, dai la services, dai să selectezi SSH și pe urmă dai write. Doar atât trebuie să faci. Iar pe urmă, bineînțeles, să-ți pui Raspberry Pi-ul într-un loc unde să aibă acces la internet, adică îl conectezi cu un cablu și doar atât. Bun, după ce l-am băgat în rack, tot ce trebuie să facem, adică după ce am conectat la curent, la cablu, intrăm repede de tot pe routerul nostru și verificăm unde pe cablu, da? Acestea sunt pe cabluri. După cum vedem, avem unknown, da? Pentru că încă nu ne-am setat hostname-ul, etc. Poate să fie ăsta sau poate să fie ăsta. Da? Astea văd eu două. Eu cred că o să fie ăsta. Eu așa cred. Dar, ca să testăm înainte să intrăm în el, intrăm în el, practic, și vedem de cât timp este uptime. Ar trebui să fie cam 5 minute, ceva de genul 4 minute. Deci este acesta, uitați, server side, după cum scrie, da? Doar că nu i-a luat routerul hostname-ul. Nu este nicio problemă. Bun. Putem închide acest lucru și mărim, da? Bun. Îi facem repede tot un update și între timp, bineînțeles, căutăm increase swap on Raspberry Pi, adică să aibă mai mulți RAM, da? Bineînțeles, trebuie să aveți grijă cu chestia asta dar nu înțeleg de ce nu mi-o arată. Nu mi arată. Ah, ba da, mi arată. Bun. Înainte de toate, bla 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 bla. Stop. Ok. Deci trebuie să dăm comanda aceasta. Văd că nu și-a făcut update-ul. De ce? Hai să dăm câte una. Poate e o problemă undeva. Acum vom da upgrade. Și se pare că este updatat la zi. Vom da aceste comenzi. Pe urmă, sudo nano, așa, să edităm. Și aici, din câte mi-aduc eu aminte, la max swap, parcă. Conf swap size, da, avem 100. Bun, și noi trebuie să punem aici increase. Deci, dacă vreau să-mi măresc swap-ul cu 1 giga de RAM în plus, va trebui să pun 1024. Așa că eu voi pune 2048, adică 2 GB. Da? Și voi pune 2, nu, 2048. 1024 ori 2, parcă. Atâta fac. 1024 ori 2. 2048, am zis bine, da? Dau Ctrl X, Y, Enter.
Da? Pe urmă vom da swipe din nou. Generating swipe, da? Și dacă vom da un hash top, după cum vă vedeți, noi avem în momentul de față 0, da? Ca și swap. Da? Nu este nicio problemă. Mergem mai jos. Dăm din nou să pornească swap-ul. Și după cum vedeți, avem 2 GB ca și swap. Ceea ce mi se pare ok. 2 GB lui cu 2 GB swap-ul este perfect. Vom da un sudo reboot now, pentru că trebuie să-i dăm un restart. Bun, și după ce are pornit, intrăm din nou, ne uităm, avem 2 GB de RAM în swap și 2 GB de RAM în memoria de RAM. Ideea este că este un Raspberry Pi de 2 GB de RAM. Partea proastă la swap este că nu poți face mai mult decât ai tu. De exemplu, dacă ai 4 GB de RAM, poți face un swap de maxim 4 GB de RAM. Bun. După cum observați, haideți să ne mai uităm încă o dată. Acestea 3.0, acestea 4.0.1.0.1.2.3 sunt coreurile. După cum observați, stă liniștit în idle cu 83 de mega de RAM, ceea ce este ok. Bun, mergem mai departe la următorul tutorial și vom insta sudo install get Apache, da? Apache este un server care, practic, el este principalul. El este serverul web, da? Pe urmă, pe timp se instalează, noi mergem mai jos. Ne zice dacă vrem să testăm, să intrăm pe un internet Chromium, da? Așa că eu nu o să intru pe Chromium, o să intru pe cât este ăsta, pe 31, parcă nu? 192.168.0.31, parcă era .31, dacă nu mă înșel. Și iată că a apărut, da? Debian, Apache, Debian, Fold, etc. Bineînțeles, o să intrăm aici, etc., Apache, Apache 2 config, ports, etc. Stați liniștiți, cum am spus, este un tutorial un pic mai lung, dar eu zic că merită să știi cam cum să îți faci toate chestiile astea tu. Bineînțeles, avem și aici de roots, de schimbat, nu este nici o problemă. Bun, după cum ați văzut, mi-a apărut pagina, deci automat s-a terminat de instalat. Da? Mergem mai departe. Dăm mai jos. Așa, 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 așa. Change default. Nu vreau să mă schimb. Sau hai să o schimbăm. Da? CD. În CD var www.html vei avea tu fișierele. Ideea este că la un moment dat va trebui să îți creezi și folder PHP. Veți vedea, este un pic mai complicat. Intru în HTML, după cum văd că este fișierul aici, așa că nu stau să-mi bag capul. Mergem mai departe. Sudo mousepad, cred că e asta. You can edit using sudo. Mousepad, pe bune? Da, mă rog, în fine, dăm mai departe. Sudo apt-get install PHP. Da? Dăm să se instaleze ultimele versiuni de la PHP 7.4, mai exact se mai instala. Așteptăm să se instaleze. Bun, s-a instalat și PHP-ul. Acum ar trebui să am rmmzrf-index sudo rmmzrf-index.html cd.html, da? Și acum nano index.php. Și este o comandă, uite aici. Permission denied, ok. Deci vom da aici sudo. Asta e partea proastă, că în folderul cu HTML va trebui să mergi cu sudo foarte mult. Da? Și vom da un refresh și avem hello world. Da? Chiar dacă avem în folderul HTML, noi avem acum PHP instalat, da? Ceea ce este foarte, foarte bine. Bun, dăm un apaș. Normal trebuie să dea un restart, dar după cum ați văzut, mie mi-a mers din prima fără să stau să ne batem capul, da? Sau, haideți să afișăm info-ul, da? Pentru că pe mine mă interesează și info. Bun, după cum observați,
PHP version avem, etc. Unde este în etc, în PHP 7.4 apașă, da? Și avem aici foarte multe disable, enable. Nu vă faceți griji și o să ajungem imediat. Avem apașe pe Debian, server administrator, webmaster, localhost, pentru că, da, nu am setat nimic. Și toate informațiile noastre de pe host, după cum observați, da? Bun, mergem mai departe. Instalăm baza de date. E, aici vedeți voi, e o problemă și o să vă arăt imediat, pentru că foarte multă lume se duce pe MariaDB. MariaDB este practic baza, dar foarte multă lume, cel puțin cPanel-uri, etc., s-au dus pe PHPMyAdmin. Bineînțeles, poți să faci chestia asta, să instalezi PHPMyAdmin. Cum faci asta? Simplu, cauți pe Google install PHPMyAdmin Raspberry Pi. Da? Și după cum observați, este un tutorial că căutăm mai jos, pentru că pe mine mă interesează după pasul de MariaDB. Aș spune să se instaleze MariaDB, adică MariaDB este practic bazele de date. Bineînțeles, dacă dorim și haideți să ținem tutorialul, da, cum este, probabil într-un alt tutorial vă voi arăta cum să instalați PHPMyAdmin-ul și s-a instalat. Chiar dacă eu sunt în folderul var, după cum o să faceți, nu are nicio treabă. Eu instalez aici, văd că nu ia. Ok, va trebui să sudo service apache 2 restart. Da? I-am dat un restart. Acum sudo var aici. Da? Sudo reme aici. Dăm comenzile pe care ni le-a spus aici, fără nicio problemă. Așa. Sudo mvwordpress. Ok. Vom așa, sudo crown www.data și ne uităm, avem fișierele de la WordPress. Mergem mai departe, sudo MySQL secure installation. You will be asked current password for root. Ok. Password for root. Type yes, da? Have a new password prompt. You already have a root protected, so you can save. Punem o parolă, nu știu, change the root password. No. Remove anonymous user. Bă, că aici el ne zice yes. Așa, disable login remotely, yes. Remove test database to access it, yes. Reload previous tables now, yes. Da? Hold on, thank you for bla 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 bla. Bun, dăm mai departe. Mergem. Suntem în MariaDB. După cum observați în momentul de față, suntem în MariaDB, da? Așa, și mergem mai departe în tutorial. Create data, create, hai să punem așa, create database WordPress, da? Unde eram? Aici. Create database for WordPress, așa, prompt using. Ok, bagăm create data WordPress, da? Punem enter. Ne arată și câteva poze, ceea ce este bine. Vom dăm identify by your password. Și în loc de your password, trebuie să pun eu o parolă. Bă, ce a făcut? Bă, mai dispărut tot? Cred, nici nu știu. Da, trebuie să îi dau din nou așa. Bun. Și o să dau parola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da? Bun. Mergem mai departe, flush privileges, ca să dăm privilegii și, bineînțeles, sudo reboot. Bine.
Ea ne-a zis că să dăm control D, puteam să dăm și exit. Iar pe urmă va trebui să intrăm pe hostul nostru pentru a instala WordPress-ul. Așteptăm să pornească. Clear. Ah, e Windows, nu merge cu Clear. De aceea, eu de obicei folosesc acest terminal pe Windows, pentru că mi-este mult mai ușor. Așteptăm să pornească. Bun, ne-a venit serverul, este up. Așa că îi voi da control R. Aici ar trebui să meargă. Dacă nu mă înșel și după cum observați, merge, da? Mergem mai departe. Hai să vedem ce zice asta, ca să urmărim pașii lui, da? Și avem așa. Database este WordPress, username este root, ceea ce este un pic aiurea că este root, da? Root și parola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, am spus, da? Localhost, prefix, cannot select, ok, dacă ne dă. Data prefix, root, hai să încercăm o altă parolă. Nu, tot nu merge. Deci, înseamnă că nu am făcut noi ceva bine. Așa că, eu, ca un bun cetățean ce sunt, voi da back. Da? Voi intra înapoi în MySQL. Ok. Ok. Ok, deci este altă parolă. WordPress. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da? Și iată că, alright, you made bla 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 bla, run installation. Da? Și punem site, nu aici, site de test. Punem Alex, punem o parolă 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pentru că este doar de test chestia asta. Punem, nu știu, dau un exemplu. Hai să punem adresa mea de mail. Sunt curios dacă voi primi mail-urile. Confirm with password, install WordPress. Da? Pur și simplu, cam asta trebuie să faceți. După cum observați, este deja instalat. Punem Alex. Punem parola. Da? Și iată că... Da. Uite, hai să instalăm repede tot o tematică. Da? Asta este site-ul nostru în momentul de față. Punem repede. Hai să punem o tematică repede. Această parte este pusă separat pentru că pur și simplu am uitat cum să vă arăt, cum să intrați pe Apache Config și ce să faceți în Apache Config. Așa că haideți să-i dăm drumul. Bun. Suntem pe serverul nostru, da? Clear, ls, ls minus a, ok, sd var, parchera, sd www. Bun, haideți să vedem, căutăm repede tot unde este Apache. How to install, nu, nu, da, aici. Și ne ducem repede tot, pentru că erau, scria chiar aici unde era, configu. Era în etc Apache 2, da? Deci cd etc apache 2. Și avem aici apache 2 configurată. Bineînțeles, sudo nano apache 2 config. Bun. Și acum o să mă întrebați, bă, ce faci tu aici? E bine, voi vă puteți modifica apache-ul, adică serverul în sine de web. Da? Keep live request, da? Deci poți face maxim 100 de requesturi. Bineînțeles, îl poți mări, îl poți așa. Logul, error logul unde să se ducă. Și pe mine mă interesează directorii, da? De exemplu, el este în var www, da? Să zicem că eu vreau să se ducă în să zicem că am un USB băgat, da? Și de obicei în USB-uri, haideți să vă arăt și eu aici, da? Clear, ls-a, da? După cum observați, eu am în media storage 1 NAS, da? Să zicem că eu am un USB băgat cu un hard special pentru site, da? Sau cu un SSD.
pur și simplu aici pui calea, cum este aici, da? Media storage NAS. O pui și aici, da? Și ți-aș recomanda după ultima linie, pui www. www și, pardon, și slash. De ce să faci chestia asta? E bine, foarte, foarte simplu. Pentru că la un moment dat, să zicem că ai statul foarte mare, să zicem că vrei să hostezi, nu știu, la un exemplu, moduri de jocuri, automat tu crești spațiul ăla și vrei, bineînțeles, să pui www. Tot ceea ce trebuie să faci este să intri în Apache Config și modifici aici. Da? Pe urmă, bineînțeles, după cum știți, avem allow override none, da? Tu poți să-i dai yes sau nu, require or granted. Și bineînțeles, dacă vrei să zicem că ai mai multe servere și vrei să comunici între ele, intri și aici și scoți hashtag-ul din fața lor și pui locația către server. Mai departe, cam atât. Dăm X, Control X, Y, Enter. Da? Și da, eu zic că este ok. CD var. Ne uităm. Local. CD www, iar aici CD HTML. Da? Acum, în momentul când noi vom da un refresh, ar trebui să meargă, dar să nu uităm că noi am rămas pe 0.31, da? În momentul când eu o să dau Ctrl R, o să apară. Ah, da, ok, am uitat să modific. Mergem pe site, mergem pe settings. Ne ducem pe Primer Links și dau Plain, adică fără nimic. Da? Și în momentul când eu voi da aici, refresh, mă rog. Hai mă, îmi dau o dată refresh și dau pe linkul ăsta, ar trebui să apară exact cum trebuie. Da? Și da, continuăm tutorialul. Dăm Install direct, da? Ca să vedeți cam cum se mișcă cu 2 GB de RAM, atenție, și haideți să dăm și un aici un clear și un hashtop, da? Consumă undeva la 200 de mega de RAM, adică ceva foarte bine. Uite, am dat activate, 235, pac, a crescut un pic, a scăzut. Cât timp face procesul? Nu trebuie să vă faceți griji. Vă mă dau la pluginuri, da? Am dat un pic la pluginuri, iar a crescut, a scăzut, da? Deci nu este nicio problemă. Dăm add de new plugin. Și o să instalez câteva foarte repede să vedeți cum se instalează. Și acum ar trebui să lucreze puțin, exact ce v-am spus, trebuie să lucreze un pic pentru că am dat mai multe comenzi odată. Dar după cum observați, în momentul de față nu crește mai mult de 1 giga de RAM. Asta la o vizită. Dacă aveți un site până în 10.000 pe lună, atenție, până în 10.000 pe lună sau chiar 10.000 într-o zi, eu vă recomand un Raspberry Pi cu 4 GB de RAM, îi faceți un swap de încă 4 GB, adică un 8 GB de RAM este suficient, arhisuficient pentru un site. Gândiți-vă că, de exemplu, Amazon are undeva la 300 și ceva de giga de RAM, așa se preconizează, bineînțeles, dar nu vă trebuie cine știe ce. Da? Acum o să facă câteva, haideți să îi dau activare la mai multe odată, să vedeți cam cum lucrează. Da? I-am dat activare, a lucrat un singur nucleu, a sărit până 60%, POM a scăzut, dar ca RAM stă acolo. Da? Nu este, din punctul meu de vedere, nici o problemă. Da? Și da, eu zic că este o chestie superbă. Și să nu uităm că poți face chiar și bani cu site-ul tău și nu trebuie să mai plătești pe lună, pentru că am observat în România, cel puțin în România, este o chestie banală. Plătești 3-4 euro pe lună în condiția în care tu vrei să-ți faci site-ul tău. Și probabil acum o să întrebi, bă, dar cum naiba? Ok, hai, îl fac. Cum naiba îl pun pe internet? Foarte bună întrebare, haideți să-ți arăt. Tot ceea ce trebuie să faci este să intri pe Cloudflare, da? Că ai linkul în descriere. Bineînțeles, îți faci un cont. Și tot ceea ce trebuie să faci este să dai add the site, da? Și să zicem că ai domeniul tău, da? Eu, momentan, nu am un domeniu pentru acest Raspberry Pi, este doar de test să vă arăt. Așa că trecem repede la
Records la DNS, da, pe site-ul putare la DNS Records, ADD Record și dau aici un Qname. Atenție, da? Un Qname. Da? Nu avem un DNS, nu avem altceva, da? Un Qname și punem Barbara și punem IP-ul nostru, IP-ul nostru real. Bineînțeles că eu nu am să vă arăt IP-ul meu real. Și din cauza că routerul meu este anti-fraud, anti-DDoS, anti-etc., trebuie să-i dau DNS only, da? Și bineînțeles dau save. Bun, și vă cum observați, type A, Barbara, IP-ul care nu o să vi-l arăt niciodată, DNS only, da? Pentru că este routerul. Dacă aș opri routerul, aș pune bineînțeles prin proxy, da? Și tot ceea ce trebuie să facem acum este să intrăm pe barbara.deephub.es. Da? Și poate să ziceți, da, bă, dar nu merge. Da, și vă spun și de ce nu merge. Pentru că nu am intrat pe routerul meu și, bineînțeles, nu am pornit portul 80 pentru acel IP. La voi poate să difere, eu vă arăt cum este în routerul meu, local IP-ul, punem local IP-ul, portul, ce port vreau să pornesc, ce protocol, TCP sau UDP, eu o să le pun deocamdată pe amândouă pentru că vreau să și urc fișiere, enable on și dau ADD rule, da? Pe urmă, tot ceea ce trebuie să fac este să dau un refresh aici, da? Și iată că a apărut și pe să ziceți, bă, dar de ce nu îți apar poze? De ce nu apare? Foarte bună întrebare, imediat îți arăt. La WordPress trebuie să intri la setări și pui link-ul. Bam, bam, da? La WordPress address și la site address URL, dau save. Mă loghez din nou pentru a avea acces. Da? Iar acum când voi da refresh, ar trebui să mi se încarce și imaginea, după cum observi. Deci, da, eu zic că așa am scos, bineînțeles, în locul de barbara.deephub.us, este un site de-al meu, care este încă în teste. Pur și simplu așa îl duci pe internet și pur și simplu nu ai nicio treabă. Mai ales că dacă scoți protecțiile, cum am eu în momentul de față, am firewall, care este port scan detection, IP flood detection, da, după cum vedem, avem foarte multe protecții. Dacă le oprești pe chestia asta, poți să te duci pe Cloudflare și dai pur și simplu proxy, dai save. În momentul eu, acum când o voi da save, nu va mai merge. Se pare că încă merge prin proxy, ok. Ceea ce este ok, eu acum trec prin Cloudflare pe site-ul meu. Haideți să intru repede pe Hello World. Văd că merge, ceea ce este din nou super ok. Înainte nu mergea. Haideți repede tot să intru și la Primary Links. Voi da nu numeric, simplepost.html. Dacă merge și chestia asta înseamnă că chmodul este activat, adică pot să să urc fișiere, să modific fișiere, etc. Am dat un refresh, după cum observați, nu a mai mers, da? Hello world.html nu merge, dar, după cum observați, mi-apare apache.d.4.56 Debian server la barbara.deephub.us portul 80, da? Deci, ceea ce trebuie să fac este să modific HTTP-accesul, dar asta nu acum. Nu acum, pentru că tutorialul a fost destul de lung. Nu vreau să vă mai stresez cu nimica, vreau doar să vă arăt cum să faceți chestia asta și pe Docker Container. E bine, pe Docker Container, să zicem că aveți casa OS, eu am casa OS, dacă nu aveți casa OS, presupun că știți cu ce se mănâncă un Docker Container și poți face chestia asta. Eu o să intru în App Store, o să caut WordPress și avem aici, da? În momentul când îi dau install, aștept să se descarce, după cum observați. Bun. Și după ce s-a instalat, ne arată aici. Dacă dăm click, ne duce pe setup. Prin Docker Container, din păcate, va trebui să îți setezi tu. Uite, facem și aici un site de test. Punem tot
Alex, punem tot aceeași parolă, da? Punem mailul. Apropo, nu am primit mailul de la. Site-ul nostru, deci trebuie să facem și configurarea de mail, dar dacă se va dori, bineînțeles, vă voi arăta. It's already installed, da? Dau Alex, punem parola. Da? Și după cum observați, acum noi suntem în Docker Container. Da? Dau un refresh. Da? Și dacă dau aici, ar trebui să îmi deschidă. Partea proastă este că virgulă, trebuie să ai Docker Container, trebuie să aloci spațiul Docker Containerului. Îmi place mai mult decât SOS pentru că dau settings, iar de aici pot să setez ce vreau eu. De exemplu, dacă vreau să setez, nu știu, dau un exemplu HTML-ul unde vreau să fie, da? Pur și simplu dau aici, mă duc sus, mă duc în root, mă duc în media, mă duc în storage, în NAS. Pot să-mi fac site-ul aici în NAS și va merge direct din NAS. Dar nu prea recomand, pentru că din NAS, na, automat dacă cineva va intra, poate va avea acces, cine știe cum, la programele tale. Și cam așa îți faci un site, din punctul meu de vedere, în 2023, pe un Raspberry Pi, totul ok. V-am zis, dacă ai un site care are cam 10.000 de vizite pe zi, eu zic că să te duci cu un Raspberry Pi de 4 GB, respectiv 8 GB. Dacă ai mai mult, îți recomand deja un server cu un 32 de giga de RAM sau, bineînțeles, cum am spus la început, cluster. Poate, dacă, bineînțeles, se va dori, voi arăta și cum să faci clusterele. Cam asta a fost pentru astăzi, un tutorial destul de lung, mă scuz că a durat atâta și până data viitoare să ne auzim cu bine. Pa, pa!